Ce m-a încântat la Hagi, a jucat cu doi mijlocași de acoperire. Fii atent aici ce spun. Aici am crezut că a făcut o greșeală, dar până la coadă a fost ca el. A fost ca el, bă. Chiar comentam cu fiul meu și am zis, bă, are doi lentuți la mijloc, dar fiul meu mi-a zis, da, tata, da, are patru fundași central cu ăștia doi. Uh-huh. Fii atent aici. Uh-huh. Și a luat golul repede. Dar după aceea, mamă, când s-au dus peste ei, ce bă, ce pasă. Parcă au vrut mai mult copiii aia, parcă au vrut mai mult. Nu e vorba de... S-au putut. Nu. Au intrat în degringoladă odată cu schimbările. Acolo, nu? Acolo. S-a ales praful, s-a ales praful. Iar n-a fost cineva stăpân pe bancă care să îi spună lui Daua ăsta, Babau, voi băiatul, nu l-ați lăudat pe Pintilii, că face unde Pintilii. Pleci de ce n-a intervenit Pintilii de pe bancă? Ce mai conta? Era ultimul meci. Pintilii, săracul, mi-a fost rău când l-am văzut. S-a dus cu tabela de schimbat jucătorii. Pintilii? Cum adică Pintilii cu tabela de... Să schimbe un jucător. Asta făcea Pintilii? Da. Ce, ți-a fost așa, a? S-a întors suflet? Da, parcă ți-a băgat un cuțit cineva, a? Da, bineînțeles. A? Nu. Adică e, prea jos, e, nu? E de neînțeles. Este un spectacol... grotesc? Defavorabil lui Gigi Becali. În primul rând trebuie ce, să... Tot ce se vede, nu? Da, în primul rând trebuie să îmbrace frumos pe cei care reprezintă Steaua. Ca să fie clar. Dă-le, bă, frate, cât un training ca lumea. O să stea training-ul ca lumea. Dă-le, bă, cravate, dă-le, bă, cămașe, că nu se răcește. Adică ce pare? Club amator, efectiv, asta e imaginea. Ce e amator, bă? La Coțofurleni. Erau îmbrăcați la Unirea Coțofurleni. Meciul decisiv. La meciul decisiv, unde toate televiziunile că se dau în toată Europa. Să nu crezi tu că Hagi este un nume, domnule. Hagi este un nume, domnule. În toată Europa noi căutăm marile valori să le punem tălpi. Dar Europa îi laudă, toată lumea mai laudă. Dar crezi că Federația s-a bucurat? Băi, eu cred că s-a bucurat. A? Eu cred că Federația... Cred că crede, mă, e petrecere la Federație, că n-a luat Gigi fără licență da, și fără da, carnet. Da, da. E petrecere. Dar Gigi trebuia să se aștepte că va avea tălpi puse. Cu toate că n-a avut tălpi puse. N-a avut, ce tălpi? Și arbitrar Radu Petrescu de manual. Da, foarte bun. Ce? N-ai, la virgulă arbitrar. Bun. Bine, nici meciul n-a fost... Nu contează, ți-l faci meciul greu. Hai să spun ceva. Știi cum e asta cu nici meciul? Da? Știu. Nu, dar știi cum e asta? Și Gigi a început foarte bine și el cu mâna lui a făcut praf tot. Că zici că nici meciul n-a avut. Deci că și la Gigi paralelismul e același. Ți-o faci cu mâna ta, distrugi. Băi, când stau și mă gândesc ce jucători are Steaua și a putut să piardă conducând cu 2-0, vai de... Nu-ți vine să crezi, a? No. Zici că e SF, a? No, dacă eram, doamne, dacă eram acolo... Dar fii atent aici. Și faptul că a doua repriză s-au retras de aia la golul. Că în primele 15-20 de minute când au atacat și au făcut pressing în jumătatea de teren a adversarului, acolo i-a făcut praf. Ei nu se așteptau la asta. Dar ei la 2-0 au zis, opa, ia să venim să țină. S-a terminat. Au venit puștii ăștia, au început să paseze, l-a băgat pe piticul ăla care l-a luat. Îți place, știi cum îi zicem noi la fanatic? Arma secretă, îi zicem noi de salit. Băi, fratele meu, și eu dacă eram pe bancă, asta făceam, îl puneam pe la micul lângă la mare. Băi, iar l-a driblat. Și mai e ceva. Și spuneam, iar l-a driblat. Mai e ceva, Neamitică. Gândește-te puțin, totul e la creier, da? Picioarele merg de la creier, nu există altceva. Tu ca jucător, tu, băieții ăia, copiii ăia, îl văd pe Hagi, costum, cum ai zis, da, pe margine, că te înjură, că pune presiune, ascultă-mă, că te încurajează. Bă, dar vezi omul, te uiți în momentele grele, ai un om, scuză-mă, să spun ce vreau să zic, ai un reper pe bancă, da? Bă, te uiți la ăla, cauți salvarea de la ăla. Păi jucătorii de la FCSB, la cine să caute salvarea vremea mitică? Mai spun. La Haralambus, care ai zis că era îmbrăcat cu haine de la ajutoare? Îți mai spun ceva. Ca să ridicăm și mai sus pe Hagi. Băi, Horia, fii atent aici ce vă spun eu. El apreciază jucătorii, tot pe toți jucătorii care își asumă răspunderea. Are o personalitate, da. Nu-i critică. Da. De exemplu,
La majoritatea echipelor, dacă greșește un jucător, îl ia la înjurături. Dacă începe să dribleze, țipă alții la el sau asta. Nu, Gică, dacă vine unul și mă driblează de două, trei ori, pe ăla l-apreciază. Deci pe jucătorii care își asumă, înțelegi, ce încearcă. Că așa m-a impresionat 3-4 tineri de la Hagi. Cum să joci cu un jucător de 17 ani și 18 ani, mă, și să câștigi campionatul? Asta eu spun, în locul lui Edi, eu aș face pe scheletul lui cu orice risc. Da, bine. Nu, cu orice risc. Și cu riscul că nu te calificat. Că știi ceva? Ce mai contează? Așa nu am calificat de nu știu când. Dar măcar Borza, titular, dai drumul lui Borza, titular. Bă, ăla, cum îl cheamă? Mazilu, îl forțez pe Mazilu, mai înțeles? Luiz Munteanu. Băi, eu spun că și... Grameni. Nu, fundașul stâng de la fundașul drept Kiki. De la Hagi, Kiki, este jucător european. Da. Jucător european. Puternic, lovește bine cu capul, lovește bine cu mingea. Uh-huh. Prelori bune. Ai înțeles, ăștia sunt jucători rari. Are doi are patru fundași de excepție Hagi. Patru fundași de excepție. Da, bun de tot. Și Larie tare. Hai de mine, un copil serios, un băiat serios. Uh-huh.